100 de ori. Ei bine, ai văzut asta de 100 de ori. Dar nu materialul, momentele, în sine. Momentele acestea făceau din Ildico o persoană la care trebuia să ajungi, pentru că ea reușește să zgâcească gândurile, să te vindece, să te ajute. Vlad Grigorescu a vrut să se întâlnească cu ea aici în emisiune și să-i spună în față că este o excroacă. Ai vrut să faci chestia asta? Am vrut, da. Spune-mi pentru că așa e. Ildico a refuzat întâlnirea cu tine, da? Știa de ce? Știa de ce. Iar tu vrei să ne spui că tot ce făcea această femeie nu era altceva decât înșelătorie și de asta se află și la poliție, reținută 30 de zile. Da, din păcate, oamenii ăștia profită de vulnerabilitatea unor oameni cu probleme reale și care nu găsesc altă soluție. Pentru că oamenii disperați, da, disperați se agață dispuși, de absolut orice, da, ca să salveze viața. Absolut orice ca să își rezolve problemele, mai mici sau mai mari. Și există oameni de ăștia care profită. Și tehnica e destul de simplă, folosesc toți o variantă, o versiune. Bun, ne spunem oamenilor atenție mare, dacă mai vedeți astfel de clar văzători, să știți că este totul... Da, dacă vi se pare că ceva este paranormal, întotdeauna vă scapă un element. În momentul de față, în America, există un premiu de $1,000,000 pentru oricine poate să demonstreze orice fenomen sau abilitate paranormală în condiții științifice de test. Adică la mișto, așa la televizor putem toți, dar da, în condiții sunt, pe bune sunt, de test n-a reușit. Sunt și oameni nimeni. Care au puteri paranormale și nu vorbim nimeni despre nimeni n-a reușit să demonstreze un astfel de... Nu vreau să intrăm în această discuție, o să facem o altă ediție, pentru că sunt oameni care au un tip de energie aparte. Ești victima perfectă pentru... Numai se numește paranormal, pentru că nu poate nu fi explicat. Perfectă pentru asta, dar o să intrăm într-o altă emisiune și o să povestim exact. Dar apropo de ce vorbeam mai devreme... Pentru că dacă tu spui că chestia asta nu poate fi dovedit cu paranormalul, nici cu existența lui Dumnezeu, nu cum a fost dovedită. Dar e o altă discuție. Da, e altă discuție. De asta nu vreau să intrăm într-o... Bun, haideți să vedem. Ziceam că tehnica funcționează destul de simplu. Eu susțin că sunt paranormal și pot să te vindec, că am niște puteri, deci energii, ești ridicu acum, da? Că am un har, orice. Și ca să fac chestia asta, am nevoie întotdeauna de, cum zic americanii, un convincer. Cum te fac pe tine să crezi că eu sunt paranormal? Bun. Și întotdeauna am nevoie de un truculeț, un gimmick, o șmecherie. Bun. Care să pară ieșită din comun, să pară altceva decât știu oamenii. Și există tot felul de truculețe pe care ei le folosesc și am venit cu unul pe care îl știu de foarte mult timp și știu că se făcea, da, într-o perioadă. Cum să demonstrezi oamenilor că tu ai energie și că atingerea ta poate să vindece? Perfect. Uite, noi o să încercăm să intrăm și cu soțul lui Ildico în direct. Dacă mi-a scris pe Facebook, i-a scris dacă ei i-am pe cerut Facebook, numărul ca să putem să-l sunăm. Că ar fi vrut să intre în direct soțul lui Ildico, da? Bun. Da. Zine, haide că, uite, te vedem și pe tine și o vedem și pe Ildico. Tu n-ai prosoapă. Am aici o farfurie, da, o farfurie normală, în care o să punem niște apă. Bun. O să vă arăt ce înseamnă chestia asta cu... Și spui că ești clar văzător, mulți folosesc. Da, eu sunt clar văzător și trebuie să te conving pe tine că eu am energie și că tu trebuie să mă plătești pe mine ca să te vinde cu energia. Perfect. Mea. Pe apa asta o să punem niște piper. Ok? Presărăm, da, așa piper, astfel cât să se vadă clar că e ceva acolo, apa. Da. Deci avem negru pe alb. Acum, dacă, uite, spre exemplu, Nicola, dacă tu vii și pui degetul aici în mijloc, ia, te rog, pune degetul, vezi ce se întâmplă. Nimic. Te rog să-mi verifici degetul meu, pentru că eu am energie. Verifică, n-am nimic pe el, nu e... Nimic, da. Da, nicio substanță, nimic pe deget. Stai un pic, se vadă și la cameră. O să luăm degetul meu. Și nu, n-avea nimic pe el. O să ating în mijloc. Iată ce se întâmplă când ating eu apa. Cum ai făcut? Am energie și trebuie să-mi dai niște 10,000 de euro ca să te vindec cu atingerea mea. Dau! Nimic nu dau! Bun, dar acum, o să explic acum cum, poți să ne și explici, da, povestea explic asta. Deci tu spui că s-ar putea să fie clar văzători care iau, da, pe oameni și le zic, domne, uite, spun, energia, uite, mea... Eu am energie, da? Și... Asta e doar un exemplu de cum ai putea să convingi. Cum ai făcut? Practic, ea a pus degetul, s-a văzut că nu se întâmplă nimic, eu am dat degetul, l-a verificat, da, și după aia am pus degetul. Secretul este, aici după canapea, este detergent de vase. Nu cred! Okay? Deci eu l-am avut aici după canapea și cât ea a pus degetul, că am pus-o special să pună degetul, ca să eu să am timp să pot să-mi pun niște, pe degetul mare, atenție, nu pe degetul arătător, niște detergent de vase. Am dat degetul la examinat, timp în care eu pe degetul mare aveam detergent de vase. Dar ascundeai. După ce a verificat degetul, pur și simplu am dat cu degetul pe degetul mare, am luat niște detergent de vase și când atingi piperul, apa cu piper cu detergent de vase, piperul se împrăștie.
Okay? Deci, oameni buni, dacă ați pățit asemenea... Nu știu câți clarvăzători și paranormali folosesc tehnica asta, dar e un exemplu bun de cum poți convinge un om că tu ai o putere. Oamenii care cred orice rămân foarte impresionați la așa ceva. Da, adevărul că dacă ai o boală... Nu, da, Vlad, Grigore, stai un pic, hai să le explicăm celor de acasă. Dacă ferească Dumnezeu, ai o boală și vine cineva și spune, uite, domnule, cum am eu bioenergie și te fac bine și uite așa ți-e vindec tumoarea și boala, lumea săracă probabil... Normal, da, dacă sunt oameni disperați. Bun, hai să vedem mai departe. Vă mai dau un exemplu, pe ăsta vi-l explic direct ca să nu... Explică-mi-l direct, că apoi trebuie să luăm publicitate și o să intrăm în direct și cu soțul. Vine cineva și vrei să-i demonstrezi că tu ai o substanță magică care vindecă orice. Apă vie, sfințită la râu, orice vrei tu. Deci știi că sunt oameni care spun, într-adevăr. Tu inventezi tu ce poveste să sune bine. E o cheie, dacă atingi pe deget... împingi cu degetul în gaură de la cheie. Da, deci asta gen că timp de 10 secunde. Spui că asta folosesc mulți care se dau clarvăzători, excroci. Da, asta am văzut și într-un serial de curând. Bun, deci ai o cheie și îți apeși degetul al mare acolo. Da. După ce iei cheia, o să observ că pe deget ai o chestie care seamănă cu o bășică. Exact. Tu poți să stai cu degetul așa și să zici, uite, am aici o brichetă, ca să-ți demonstrezi că eu am asta vindecă orice, am o brichetă și uite, țin degetul în foc și, m-am fript, las un pic să se facă bășica și zic, uite, vezi, am o bășică. Stai un pic să filmeze și... Înțelegeți? Da, pentru vedeți, că rămâne... acum am o bășică, care de fapt de la cheie, nu e o bășică reală. Da. Și zic, uite, dar am substanța asta magică, pe care dacă o dăm pe deget și frecăm un pic cu substanța magică, bășica... se vindecă aproape miraculos în 3 secunde. Incredibil. Okay? Și așa scap de o bășică. Asta este 20 de milioane detergent de vas. Ok? Asta e jmecherea. Da. Tu încă o dată vreau să te întreb ceva. Vrei să spui că Ildico este excroacă? Vreau să te întreb. Adică... Da. Nu. Statistic vorbind, da. Da, pentru că cred o să intri în direct cu soțul ei imediat după publicitate. Sigur. În câteva momente va intra în legătură directă cu noi Gelu Balmuș, soțul lui Ildico. Așadar, Ildico astăzi a fost reținută pentru 30 de zile. Acuzarea este înșelătorie, pentru că se spune acolo la poliție că nu făcea altceva decât să înșele oamenii. Revenind după publicitate, soțul lui Ildico față în față cu Vlad Grigorescu.